Bună ziua, dragi prieteni! Ne aflăm în Marea Neagră, la gura de vărsare a Dunării, în Marea Neagră, la Sulina. În față avem farul de aterizare sau farul nou. Acolo avem o navă maritimă care urmează să iasă în mare prin bara Sulina. Aici avem o bărcuță care vine de la pescuit, costieră. De jur împrejurul nostru se află multe nave maritime, oceanice, care așteaptă să încarce, să descarce. Nava pilotină de la FDJ, Raluca 1, parcă sau Raluca. Și încolo se vede, cum le spunem noi, pădurea de nave, care se află aici în Rada Sulina datorită războiului. Altfel n-ar fi așa de multe. Suntem pe 15 august, de ziua Marinei. O sărbătorim prin muncă, ca de obicei. Cel care discută, cel care vorbește. Dacă vă uitați acum în partea dreaptă, începe să se observe diferența de culoare, da? La linia orizontului aici, chiar mai aproape. Noi fiind acum în mare, așteptăm momentul în care nava va ieși. Astăzi e o zi superbă, fără valuri. Vedeți acum un contrast înainte, da? Cu nava care iese și epava de acolo. Toate navele maritime care urcă sau coboară pe bara Sulina și pe brațul Sulina inclusiv trebuie să aibă un pilot. De aceea nava aceea de la FDJ așteaptă să preia pilotul de pe această navă care iese acum. Și îl va urca în următoarea. La fel și de acolo, cealaltă mai coboară o navă. Nu tot timpul avem asemenea noroc, să știți. Ultima oară când am fost eu acum 2 săptămâni, am putut să ieșim doar acolo, în gură. Erau valuri aproape de 2 metri. Deci astăzi este un noroc fantastic. Cum spunem noi, mare e ca un lighean. Cu stimă, de la capătul Deltei Dunării și Marea Neagră, Ciprian Safca, vă salut, toate cele bune! Ne aflăm acum la epava Turgut Usta, cum spunem noi turgutesc, pentru că pe partea cealaltă nu se vede U și T-A-U. Ca să vă continuăm filmarea, iar în partea cealaltă avem a doua navă care va ieși în Marea Neagră la un interval de 10 minute. Aici avem pava. În acolo avem nava maritimă.
curaj. Nu mai greu acum datorită soarelui. Suntem în cealaltă parte, spre golful Musura. Nava care am filmat-o mai devreme, care deja a ieșit scenal, trece de ultimele balize și nava de acum.